Bună seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un copil de un an a fost găsit înghețat pe marginea unui drum din Isporeni. Micuțul a murit după ce ar fi fost scăpat din brațe și uitat acolo de mama sa, care era beată. Printre marinarii reținuți acum 3 zile de ruși este și un tânăr născut la Chișinău, dar care are cetățenia ucraineană, a anunțat Ministerul de Externe de la noi. Un bărbat de 73 de ani din Briceni a fost găsit fără suflare în propria locuință, care a luat foc. Caz revoltător la Nisporeni, un copil de un an a fost găsit fără suflare pe marginea unui drum din Soltănești. Micuțul ar fi fost scăpat din brațe și uitat acolo de mama sa, care era beată, spun vecinii. Femeia, care mai are acasă un băiat de 10 ani, riscă 4 ani de închisoare. Potrivit poliției, femeia de 29 de ani ar fi stat toată noaptea la băut cu niște vecini, iar în jurul orei 4 dimineața și-a luat copilul de un an și 2 luni și s-a pornit să mai aducă o sticlă de vin. Abia mai târziu, când s-a trezit din somn, femeia a observat că micuțul lipsește. A anunțat poliția, iar apoi împreună cu sora sa au mers să-l caute. La scurt timp, oamenii legii au găsit bebelușul înghețat și fără suflare pe marginea unui drum. La 8 ca de noapte am auzit răcnind. N-am ieșit. Ce n-am ieșit? N-am ieșit. Vecinii ăștia au servit. Aici, la poarta aici, la vecinii aici, la peste o casă, o găsit. Sora ei a venit și răcâne. E ochicat de bată și era ochicat jos și acolo l-a lăsat. Tatăl copilului spune că era la lucru noaptea trecută și că nu a reușit să discute cu soția sa despre cele întâmplate. M-a sunat azi și ne-a spus că mă recopil și-am dat acasă. Nu știu. Eu sunt grunc. Nu pot să revin. După tot ce s-a întâmplat. Vecinii susțin că știau despre faptul că femeia este iresponsabilă și că obișnuia să bea, dar nimeni nu s-a gândit că asta ar putea pune în pericol viața copilului. E rea de când e fata asta, nici nu știu cum de nu au luat nicio măsură cu dânsa. Chiar eu vroiam să mă duc la asistența socială, spun și faci, e s-o bătu joc de copilului ăsta. Da. Bine e tare și fugi de acasă, lăsa copilul pe o soră, ori pe un copilaș, deci din măhală lăsa, era jăli de copilaș. Femeie bețăvă, și pot să-i spun. Bețăvă care nu avea grijă de copii. Nu știu de evidență, nu știu ce face la noi. Ajutorul social, asta și le mai face, că nu prea au grijă familiile astea vulnerabile. Nu lucra nicăieri. Îmbla cu paharul, cum îmbla după vin, pensat. Șefa Direcției Asistență Socială din Nisporeni are o altă versiune. Ea susține că părinții ar fi responsabili. Din informația care o avem, mai nu folosea permanent băuturi alcoolice. Vizita a fost asistent social chiar ieri, împreună cu o comisie, că verificau prestația socială. Și mama era acasă, cald în casă, mama era trează. Deci s-a întâmplat peste noapte. Femeia mai are acasă un băiat de 10 ani. Ea nu a fost reținută. Oamenii legii spun că ea s-ar putea alege cu o pedeapsă de 4 ani de închisoare. Copiii de la o grădiniță din sectorul Botanica sunt nevoiți să doarmă îmbrăcați și să dârbie la activități din cauza că sistemul de încălzire din instituție este defect. Să fie mai cald, că doamna educatoare ne îmbracă în pijamă. Dacă nu dormiți, e frig? Da, da. Noi am adus pături și nu ne mai este frig. Costea tot ne-a dat păturul. Păturul se învelește pentru că nu-ți fie frig? Da. Părinții se plâng că situația se repetă în fiecare iarnă, iar administrația afirmă că nu se aștepta ca anul acesta va fi atât de frig. Ce spun cei de la primărie, aflați în câteva minute. Un tânăr născut la Chișinău se află printre marinarii reținuți de Moscova după capturarea celor 3 nave militare, anunță Ministerul de Externe de la noi. Între timp, președintele Ucrainei acuză Rusia că mobilizează trupe militare la granița comună, unde și-ar fi triplat numărul de tancuri și ar fi trimis sute de avioane și elicoptere. Oficialii europeni vorbesc tot mai mult despre noi sancțiuni în adresa Rusiei după incidentul din Marea Azov. Unul dintre militarii reținuți este moldoveanul Vecislav Zinchenko, anunțat astăzi presa ucraineană. Ministrul de Externe, Tudor Ulianovski, a confirmat la ședința guvernului aceste informații. El a declarat că tânărul este născut la Chișinău, însă deține cetățenie ucraineană. Între timp, președintele ucrainean, Petro Poroșenko, a vorbit despre mobilizarea trupelor militare ruse la granița comună, în cadrul unei emisiuni televizate. Це є російська військова база, яка розташована 18 кілометрів від нашого кордону. Це є 17 вересня, це є 24 вересня, це все танки. Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі.
Petru Poroșencu a menționat de asemenea o creștere a numărului navelor militare ruse în Marea Azov, citând date ale serviciilor de informații ucrainene. Și forțele militare ruse din Crimeea au crescut în număr după anexarea din 2014, a spus liderul de la Kiev. Soldat zbilșilose втричі. Там БТРів в 5 разів, артилерії, ну там майже в 10 разів, літаків, систем залпового вогню, кораблів в мінімум в 5-10 разів. Петро Порошенко a declarat că a încercat să vorbească la telefon cu omologul său rus, Vladimir Putin, după capturarea celor trei nave militare și reținerea marinarilor ucraineni, dar nu a primit un răspuns. Astfel că a fost nevoit să ceară cancelarului german, Angela Merkel, să discute cu liderul de la Kremlin. Între timp, pe internet au fost publicate imagini în care se văd mai multe lansatoare de rachete care se deplasează pe o șosea din Crimeea. Între timp, Occidentul a început să discute despre impunerea de noi sancțiuni economice Rusiei. Pe fondul escaladării tensiunilor între Rusia și Ucraina, Donald Trump a anunțat că ar putea anula întrevederea pe care urma să o aibă cu omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul G20 de la Buenos Aires, care se va desfășura la sfârșitul acestei săptămâni. Pavel Filip a vorbit la telefon cu prim-ministrul Ucrainei și l-a asigurat de suportul țării noastre. Premierul susține că incidentul din strâmtoarea Kerch este cel mai grav de după anexarea Crimeei de către ruși și condamnă acțiunile provocatoare. Chiar și așa, dă asigurări că Republica Moldova nu se află în pericol. Pavel Filip declară că țara noastră condamnă incidentele din Ucraina și Rusia. Autoritățile susțin că pentru Republica Moldova nu există pericole, însă recomandă celor care vor vizita Ucraina să fie prudenți. Acest incident este cel mai grav după anexarea Crimeei de către Federația Rusă în 2014. Autoritățile de la Chișinău sunt în permanent contact cu cei de la Kiev. Tensiunile între Moscova și Kiev au fost discutate telefonic cu prim-ministrul Ucrainei, Vladimir Groisman. Am discutat despre ultimele evoluții la acest subiect și l-am asigurat de tot suportul și susținerea țării noastre. Din informațiile oficiale, activitatea punctelor de trecere a frontierei Ucrainei nu a fost afectată. Măsurile de supraveghere la punctele de control însă vor fi sporite. Autoritățile de la noi au deschis o linie verde la care oamenii pot solicita informații sau ajutor, iar un grup de lucru monitorizează situația. Un tânăr de 23 de ani este suspectat de dublul omor de la Hâncești, unde doi adolescenți au fost găsiți carbonizați într-o casă. El a fost reținut noaptea trecută și, potrivit poliției, și-ar fi recunoscut vina. Acesta l-a povestit oamenilor legii că a făcut cunoștință cu băieții pe internet, iar aceștia l-au invitat la băut. Sâmbătă seara ei au petrecut împreună, iar după o ceartă, individul i-a lovit cu un topor și a dat foc locuinței. În casa lui au fost găsite telefoanele mobile ale victimelor. Bănuitul riscă detenție pe viață. Tânărul de 18 ani care a supraviețuit rămâne în stare gravă la spital. Sinistrații din blocul de la Râșcani afectat de explozia din octombrie s-ar putea întoarce în casele lor în 2 săptămâni, susțin autoritățile locale. Lucrările de reparație sunt pe final. Cele 4 planșee între etajele distruse de deflagrație au fost deja turnate, iar peretele exterior este aproape reconstruit. În blocul de la Râșcani, în care a avut loc explozia, muncitorii lucrează la toate etajele concomitent. Pereții sunt acoperiți cu plăci de gips, iar acolo unde geamurile au fost sparte, au fost montate altele noi. Totodată, planșeile dintre etajele 13 și 17 au fost turnate. Între timp, locatarii nu încetează să vină la fața locului ca să vadă cum se desfășoară reparația. Parascovia Cadomțeva trece în fiecare zi pe la bloc. Femeia locuiește de 2 luni la rude și nu are răbdare să revină acasă. Acolo, spune ea, stau 9 oameni într-un apartament cu 3 camere. Eu cu soțul, băieții stau la podiele, fiindcă nu e unde. Dar tare mult ne-au ajutat, am în vedere cunoscuții. O adus matrasuri, o tare e greu să trăiești, cât de bine să știi la să știi ospiție, dar ca acasă nu e ca iure, e tare greu. Iar Anatol Albecov, care locuia la etajul al 13-lea, a venit astăzi după câteva lucruri și haine mai călduroase. Dom este dom, să glăsiți-ți. Полноценно отдыхаешь только дома. Жить-то где-то надо. Ребята делают качественно, хорошо, молодцы. Oamenii spun că abia așteaptă să se întoarcă acasă, ca să nu mai fie nevoit să locuiască pe unde apucă. La Magdăcești, când în Chișinău, depinde unde am avut.
N-am vrut la spital, fiindcă nu mă simt eu bolnav acolo. Abia acum am înțeles ce înseamnă când rămâi fără casă. Explozia din blocul de la Râșcani a avut loc pe data de 6 octombrie. În urma acesteia, 5 persoane au murit. Este vorba de o tânără și fiul ei de 4 ani, un cuplu venit din Israel și o femeie de 32 de ani, în apartamentul căreia s-a produs deflagrația. Pășiți 100 de ani înapoi în timp și ajungeți în 1918, anul în care s-a făcut Marea Unire. Acest lucru este posibil doar că în format digital la o expoziție adusă zilele acestea la Chișinău. Deocamdată au fost aduse doar câteva instalații care vă oferă călătoria în timp. Exponatele au trecut prin mai multe orașe românești înainte de a ajunge la noi. Noi am vrut să surprindem aici cu ajutorul tehnologiei un marș pe care îl aveau și faptul că unul dintre ei în fruntea Plutonului cânta doine și cântece de jale. Și haideți să vă arăt cum funcționează. Practic, pe tabletă, pe ecran, pe Spider avem o fotografie clasică. Am încercat să o refacem cât mai bine. Momentul în care mergem cu aplicația, o recunoaște și o transformă într-o imagine color. Într-o sală a unui hotel din centrul capitalei au fost aduse niște instalații digitale care să reproducă un pic din atmosfera de acum 100 de ani. Vizitatorii sunt puși să indice pe harta României Mare regiunile importante ale țării. Toate sunt adunate ca un puzzle, iar pe măsură ce harta este completată, apar și informații pe ecran. Jocul este cronometrat, iar cel care reușește să placeze corect regiunile înfăptuiește astfel Marea Unire din 1918. Nu e doar joc, e și lecție de istorie. Acest panou informativ cu touchscreen afișează scurta biografie a celor mai de vază personalități. Descoperim portretul personalității. Aici avem numele și deja anii de viață. Întreaga expoziție cuprinde 10 instalații de ultimă generație, instrumente de realitate augmentată, holograme, plasme și cabine fotografice. La Chișinău a ajuns doar o mică parte din tabloul complet. Expoziția a fost implementată 4 zile în București, 4 zile în Iași și o zi în Chișinău astăzi. Ziua pe care am ales-o nu este întâmplător, pentru că tocmai astăzi se împlinesc 100 de ani de la unirea cu Bucovina. În funcție de feedback-ul pe care o să-l avem și de cât de interes o să arate, o să replicăm evenimentul în varianta lui, să spunem, originală, cu un cort de 12 metri pe 12 metri, înalt de 10 metri, cu proiecții, videomapping pe el și cu toate cele 10 instalații. Cam așa a fost ieri la Iași. Organizatorii promit însă să revină la noi cu varianta de plină a expoziției. Acum nu a fost posibil din cauza vremii proaste, iar condițiile tehnice nu au permis instalarea tuturor instrumentelor. Proiectul a costat peste 400.000 de euro și a fost finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale din România. Un bărbat de 73 de ani din satul Medveja Briceni a murit după ce locuința i-a luat foc. Pompierii au găsit corpul carbonizat într-una dintre odăi. Deocamdată nu este clar de la ce a izbucnit incendiul. Tot la Briceni, o femeie s-a intoxicat cu monoxid de carbon și a ajuns la spital după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii spun că focul a pornit de la soba defectă. De la începutul acestui an în țară au avut loc peste 1500 de incendii în care și-au pierdut viața 95 de oameni. Stau în frig, dorm îmbrăcați și dârdâie la activități. Copiii de la o grădiniță din sectorul botanic al capitalei sunt nevoiți să îndure aerul rece din încăperi din cauza că sistemul de încălzire al clădirii este defect. Părinții se plâng că ieri la rând situația este aceeași, în timp ce administrația afirmă că nu s-a așteptat ca anul acesta va fi atât de frig. Cei de la primărie susțin că nici măcar nu au auzit despre această problemă. În grupa Romanița din grădinița numărul 139, mercurul din termometru abia se ridică la 16 grade. Caloriferele sunt reci ca gheața, iar geamurile vechi cărpite cu scoci ca să nu pătrundă vântul. Singura sursă de încălzire în încăperea în care micuții își petrec toată ziua este un reșou electric. Este o lecuțică fric și de-aia mama mi-a dat o vestă și niște pantaloni în grupă mai calzi. Să fie mai cald, că doamna educatoare ne îmbracă în pijamă. Dacă nu dormiți, e frig? Da, da. Noi am adus pătrul și nu ne mai este frig. Costea tot ne-a dat pătrul.
Pătură să te învelești pentru ca să nu-ți fie frică. Da. Țin ce dormi. Am rămas în maletă și în ștram și m-am îmbrăcat pe deasupra pijama. Din cauza frigului, astăzi doar jumătate din copiii care frecventează această grupă au venit la grădiniță. Educatoarea spune că de nevoie îi pune pe micuți să facă mai multă mișcare ca să se dezmorțească. Nu de la vina noastră, nici la directoare, dar de vina de sfedițevilor, că se astupați sau ceva. De când lucrezi în această grupă, da, e... Problema e că e rece tot timpul aici în grupă. Și ne îmbrăcăm și noi mai grosuți cu ce avem. Părinții spun că sunt îngrijorați pentru copiilor și că aceștia se îmbolnăvesc destul de des. Totuși nu au vrut să apară în fața camerei temându-se de reacția administrației. Așa că ne-au vorbit despre problemă la telefon. Iarăși suntem nevoiți să-i ținem acasă, să-i tratăm, iarăși îi ducem la grădiniță 3-4-5 zile. Cel mult, iarăși e frig, iarăși e smuci, iar e tusă, iar e febră, iar așa nu poate continua o iarnă întreagă. O săptămână și am luat acasă, adică n-am, cu 3 săptămâni deja stau cu tratament. Este rece, deci caloriferele este de-abia călduțe, dar copilul nu mi-a zis nimic. Părinții spun că reșoul electric nu este o soluție. Nu e exclus, poate fie el, sunt ieștine, poate să iei coc, poate să cadă peste un copil, dar mi se rește. Părinții susțin că au cerut de nenumărate ori administrației să rezolve problema, dar au primit un singur răspuns. Nu sună bani. Așa că oamenii au încercat să pună mână de la mână, dar din suma adunată s-a instalat o ușă, a fost reparată bucătăria și urmau să fie schimbate câteva geamuri. Practic tot ce e în grădiniță, în grupa noastră, practic tot e făcut de părinți. Uh-huh. Toți au adresat cu așa întrebare și adică grădinița a spus că trebuie cât 600 de lei de părinte ca să strângă, să schimbă acolo în subsol problema care este. Cine a spus, directoarea? Nu, directoarea, mi-a spus un educator din... Uh-huh. Din grupă. Directoarea grădiniței spune că problema sistemului de încălzire este una veche, dar că în anii trecuți nu era atât de frig. Ea afirmă că rețeaua a fost reparată acum 2 ani, dar fără rezultat. Dar de ce n-ați cerut bani de la Direcția Educației pentru a soluționa problema din vară, de exemplu? Știm că anul trecut v-ați încălzit. Anul trecut a fost destul de cât a fost călduț în grupă. Vă spun, nu a fost rece, așa cum este anul acesta. 18-20 de grade anul trecut era, cei drept cu reșouri electrice. Le-am permis. Totul sub control și o să rezolvăm problema zilele acestea. Într-un clip video filmat de un activist încă în 2012 se arată că în dormitoarele copiilor sunt doar 16 grade. În dormitorul acela 16 grade e normal? Cât prevede regulamentul? Noi am primit o circulară chiar săptămâna trecută, iată este aici la mine, adică dacă temperatura în dormitoarele grădinițelor, adică va scădea mai jos de 16 grade, atunci noi sistem activitatea... Și n-a scăzut sub 16 grade? Noi avem câte grade acolo, doamnă? 16. Șeful interimar al Direcției Educației Botanică spune că nimeni dintre responsabili nu știa că există o astfel de problemă, iar despre asta s-a aflat acum 2 zile când părinții au sunat să se plângă. Ion Mustață spune că a mers astăzi în inspecție, iar specialiștii au început să examineze rețeaua de încălzire ca să afle în ce constă defecțiunea. Și serviciul de presă al primăriei ne-a comunicat că nu știe despre situația de la grădinița numărul 139. Ceea ce trebuia să facă pentru noi statul au făcut străinii, aparata medicală performantă au fost aduse de francezi la Institutul de Medicină Urgentă, iar nemții s-au angajat să instruiască doctori de la noi în spitalele de la Berlin. Este un electrocardiograf contemporan care are posibilitatea, da, de aprecierea activității electrice a cordului. Chiar a fost lansat un proiect prin care guvernele Franței și Germaniei se angajează să ajute țara noastră la îmbunătățirea calității asistenței medicale. Cu detalii revenim la știri. Un raport preliminar a dezvăluit mai multe detalii despre avionul prăbușit acum o lună în Indonezia, în care 189 de persoane au murit. Datele analizate din cutia neagră a avionului au arătat că piloții au încercat să redreseze avionul. Sistemele automate au modificat traiectoria aeronavei, forțând-o să intre în picaj, cel mai probabil din cauza datelor eronate primite de la senzori. În ciuda eforturilor, piloții nu au reușit să readucă avionul pe direcția normală, astfel că acesta s-a prăbușit.
Învață și se inspiră din succesul altor femei. La Chișinău a fost lansat un proiect menit să încurajeze tinerele care vor să-și pună pe roate propria afacere. Acestea participă la seminare desfășurate cu suportul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Un studiu realizat de ei arată că 60% dintre femeile din țara noastră își doresc o afacere. Frica însă le pune piedici. Pe când avea 22 de ani, Lilia Undu a pus pe roate propria afacere la Căușeni. A început prin a coase chipiguri într-o cameră de câțiva metri pătrați. Acum are 10 angajați care fabrică uniforme de serviciu pentru forțele de ordine. Deține un magazin în centrul capitalei, iar în curând va deschide și o secție de producere la Chișinău. Acum, prin exemplu ei, vrea să încurajeze și alte femei să inițieze afaceri. Nu am întâlnit așa bariere că sunt prea tânără sau că sunt femeie. Dimpotrivă, am fost susținută totdeauna și am fost ajutat. Spune că pentru a-și dezvolta business-ul a primit un grant de la ODIHM, iar acum, odată cu lansarea proiectului Femeile în Business, de la idei la rezultat, speră să deschidă uși spre piețele de desfacere din Europa. Cuvine să deschidă larg ușile tinerilor, cum să comunice corect, cum să fie instruiți corect. Imediat cum a terminat facultatea, Ana Maria și-a deschis un centru de frumusețe pe care l-a dotat cu echipament modern, cumpărat cu cei 6.000 de euro, bani veniți de la europeni. Tânăra susține că astfel a demarat o afacere acasă, la Ștefan Vodă. Planificam să plec în Germania pentru o perioadă nedeterminată, însă acest proiect m-a făcut să rămân în țară. Proiectul Femeile în Business, de la idee la rezultat, își propune să ofere suport informațional, să organizeze seminare, schimb de experiențe cu țările europene, dar și întâlniri de motivare cu femeile care au afaceri de succes. Victoria Novac este exemplu viu că poți fi mamă, soție și antreprenoare în același timp. Cu doi copii acasă, aceasta menține la nivel una dintre cele mai de succes fabrici care produce jocuri educaționale. Să împărtășim din experiența noastră, să aflăm istorii de succes, să ne inspirăm de la alte femei de succes și de ce nu să ne găsim parteneriate în alte țări. Proiectul de încurajare a tinerelor în mediul de business demarează concomitent în 9 țări. Avem bariere culturale, avem bariere educaționale care trebuie surmontate. În România, 36%, între 36 și 40% din acționariatul firmelor sunt dominate de femei, ceea ce este foarte bine. Acesta se adresează femeilor cu vârsta între 14 și 34 de ani, iar un studiu realizat de ODIHM arată că 60% dintre ele și-ar dori o afacere. Le oprește însă... Din fricile pe care le au tinerii, evident, sunt mai mulți, sunt și factori economici, sunt și factori financiari și, de ce nu, factori psihologici, că nu vor reuși. Din păcate, mai avem stereotipul că femeile nu pot face afaceri. Chiar și așa, 30% din femeile din țara noastră sunt antreprenoare, cu 5% mai puțin decât media europeană. Proiectul, demarat în cadrul programului transnațional Dunărea, va fi aplicat până în primăvara lui 2021 și are un buget de 160.000 de euro. Un nou model de mașină zburătoare a fost prezentat la Săptămâna Dronelor de la Amsterdam. Vehiculul e construit din 3 module, un șasiu, o capsulă cu 2 locuri și o dronă cu 4 rotoare. Mașina se desprinde de șasiu și se cuplează la aparatul zburător atunci când șoferul vrea să abandoneze șoseaua aglomerată. Capsula e ridicată și parcurge distanța dorită, după care poate reveni pe pământ. Producătorii au conceput vehiculul ca pe un taxi zburător, dar spun că viitorul în care vom zbura prin marile orașe e cel puțin la un deceniu de părtare. Anișoara Login revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Anișoara, bună seara din nou! Bună seara din nou, Tatiana! Continuăm și în partea a doua emisiunii să vorbim despre post, pentru că de astăzi suntem în postul Crăciunului. Vedem care dintre vedetele de la noi țin post, care nu, dar și cum facem cumpărături atunci când vine vorba despre produsele de post, astfel încât să ne mai rămână ceva bani în buzunar, pentru că nu tot timpul postul este și ieftin. Tot astăzi vedem cum se pregătesc cei din trupa Black and White pentru un nou concert, un concert de iarnă cu genericul Frozen. Vă aștept la O seară perfectă! Anișoara, îți mulțumesc. Ceea ce trebuia să facă statul pentru noi au făcut străinii. Aparate medicale moderne au fost aduse de francezi la Institutul de Medicină Urgente, iar nemții s-au angajat să invite doctori moldoveni la Berlin, unde aceștia vor învăța de la specialiști străini. Noutățile i-au bucurat pe medicii noștri.
Caf este un electrocardiograf contemporan care are posibilitatea, da, de aprecierea activității electrice a cordului în diagnosticare orice patologie urgente, analiză la distanță în primul rând, despre analiză în timp, da, când putem compara, da, la unul și aceeași pacient. Aparatul dat are și memorie pentru ultimele 6 înregistrări. Un volum enorm de pacienți care le primim pe parcursul anului, aproape 75.000 de pacienți, practic vă spun că 99% au nevoie de examinare electrocardiografică. Deși au fost aduse doar două electrocardiografe, medicii spun că sunt mulțumiți. Asemenea, aparate sunt doar 3 în departamentul de urgență, care deja sunt vechi. Cu păreri de rău, acum la moment, până la donație, noi am avut un aparat pe două zone de urgență, da? pe zona critică și zona galbenă. Vreo 3 ani de zile în urmă a fost procurat. Noi aproape 200 de cardiograme facem zilnic. Aparatele, care sunt o noutate pentru Institutul de Medicină Urgentă, au fost donate de către guvernul francez. Ici, en Moldavie, l'ambassade de France a aidé à la création et continue d'aider au développement de l'Agence nationale de transplantation. Elle aide aussi l'Université de médecine de Chișinău à tisser des liens d'échange, de coopération avec des centres hospitaliers universitaires en France. Totodată, 3 medici moldoveni vor pleca la Berlin. La unul dintre cele mai bune spitale din capitala Germaniei, doctorii vor petrece o săptămână unde vor putea să învețe practicile și noutățile din sistemul medical de la nemți. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten bieten ihren östlichen Nachbarn heute vielfältige Unterstützung an. Der rechtliche Rahmen für eine enge Zusammenarbeit mit der Republik Moldau ist geschaffen worden. Es liegt an den Verantwortlichen in Moldau, dieses umfassende Angebot zu nutzen, so wie sie das heute tun. Evenimentul a fost organizat la Spitalul de Urgență pentru a anunța despre lansarea unui proiect prin care guvernele celor două state se angajează să ajute țara noastră la îmbunătățirea calității asistenței medicale din Moldova. Instituția noastră a beneficiat deja de mai multe proiecte, a reînnoit practic toate paturile din secțiile noastre. Cu ajutorul medicilor atât din Germania cât și din Franța, unde specialiștii noștri au avut stagieri, noi anul acesta, pentru prima dată în țară, am lansat programul de intervenții neuroendovasculare. Niciun reprezentant de la Ministerul Sănătății nu a venit la eveniment. Dumnealor, vă transmite mulțumirile lor pentru susținerea acordată instituției noastre. Nu s-au plictisit în drum spre meci, fanii echipei germane Schalke au făcut spectacol în avion. Unul dintre suporteri au luat echipamentul de comunicație și a început să cânte imnul clubului. Wir sind Schalke, asoziale Schalke, schlafen unter Brücken, oder in der Wahlungsmission. Înainte de asta, suporterul a cerut permisiunea însoțitorilor de bord. Imnul echipei a fost cântat și de ceilalți fani din avion. Nemții joacă în această seară pe terenul formației Porto, în Liga Campionilor. Dacă va câștiga meciul, Schalke se va califica în optim de finală. Real Madrid a obținut o victorie cu scorul de 2-0 în deplasarea de la Roma, iar astfel s-a calificat în optimile Ligii Campionilor. Totodată, Manchester United trece de faza grupelor. Înaintea confruntării directe, Real Madrid și AS Roma aveau câte 9 puncte, astfel pe Stadio Olimpico urma să se hotărească lidera grupei G. Romanii s-au jucat cu ratările, în timp ce madrilenii au fost mult mai productivi. Gareth Bale a deschis scorul în minutul 47, iar Lucas Vazquez a dublat avantajul oaspeților în minutul 59. Paralel, în celălalt meci al grupei, Victoria Pilsen s-a impus cu scorul de 2-1 în fața rușilor de la CSKA. Real și Roma se califică la braț în optim, în timp ce esticii vor lupta pentru un loc în Europa League. S-a hotărât și soarta grupei H. Juventus a trecut de Valencia cu scorul de 1-0 grație reușitei lui Mario Mandzukic, în timp ce Manchester United s-a impus cu același scor în fața celor de la Young Boys. Jose Mourinho s-a aruncat în spectacol. That's good. Very difficult group. And to qualify with one match is obviously good.
The performance, I think, had lots of good things, but also lots of disappointed. Tot aseară, Ajax s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui AEK Atena și obține calificarea în optim pentru prima oară după 13 ani. Bayern München a trecut de Benfica cu scorul de 5-1, astfel nemții vor face companie olandezilor în play-off. În grupa F, Olympic Lyon a obținut un egal contra lui Manchester City cu scorul de 2-2, iar Shakhtar a bătut-o cu 3-2 pe Hoffenheim în deplasare. Minerii vor lupta cu francezii în ultima etapă pentru un loc în optimi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!